Un bărbat în vârstă de 60 de ani, din comuna Independența, județul Călăraș, a fost găsit mort de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș. Bărbatul și-a pierdut viața în incendiul care i-a afectat casa. Mai multe detalii ne dă purtătorul de cuvânt al ISU Călăraș, plutonierul adjutant Ovidiu Tătăran. Pompierii militari din cadrul detașamentului Călăraș au fost solicitați să intervină în cursul acestei dimineți, în jurul orei 6, în localitatea Independența, la un incendiu care, din nefericire, s-a soldat și cu o victimă. La ajungerea pompierilor la locul intervenției, incendiul se manifesta mognit, fără flacără, doar cu jar și degajare de fum. Vă spunem că avem și o victimă, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani. Acesta a fost găsit în camera în care locuia, parțial carbonizat. A fost scoasă de către pompieri și predată unui echipaj cu medic care au declarat decesă.